N-am crezut că o să mai ajung în momentul ăsta din nou, dacă sincer. Salutare tuturor, eu sunt Hugo și bine v-am regăsit la un nou vlog. După cum vedeți din titlul, astăzi, de fapt ieri, am reușit să îmi recuperez canalul după aproape 4 săptămâni. După ce mi-a fost furat și nu am avut acces absolut deloc la el, credeți-mă că m-am chinuit foarte, foarte, foarte mult. Și până la urmă am reușit, asta e important. Până la urmă, cel mai important este că am reușit să recuperez canalul, pot să fac vloguri mai departe, puteți să vă uitați la vlogurile mele. Astăzi vreau să vă zic despre cum am reușit să îmi pierd canalul și la ce trebuie să aveți grijă pe internet și ce nu trebuie să aveți grijă pe internet. Poate pare un videoclip informațional, dar nu vreau să pară chiar atât de boring, așa că oricum pregătiți-vă că urmează să postez diferite videoclipuri din vacanță, din vacanța mea din Egipt, așa că o să încep să postez din nou activ, pentru că trebuie să ridicăm activitatea din nou și trebuie să-mi cer scuze față de voi cumva că nu am postat o perioadă foarte lungă. Deci, să trecem la subiect. Cum am reușit să îmi pierd canalul? Poate sună destul de simplu, însă tot ce am făcut, e să apăs pe un link. Atât de simplu. Am primit în e-mail un link care era la spam, deci e neautorizat, așa să zic. Însă, e prostul de mine, e deșteptul de mine. De ce să nu apăsăm acest link? Mie mi-era foarte interesant să văd ce reprezintă acest link și vă dați seama că am apăsat pentru că mi-era interesant ce reprezintă. Inițial nu s-a întâmplat absolut nimic, doar mi-a dat o eroare, nu știu cum acolo și am zis ok, dacă în eroare înseamnă că nu merge linkul, nu știu, fii. Peste două zile, când încerc să intru pe YouTube să mă uit la niște videoclipuri, intru eu frumos pe YouTube de pe telefon. Pam, 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 pam. Dau să intru la mine pe canal să văd cum stă situația canalului, câți abonați mai am, cum stau vizualizările. Apăs, îți delogat din cont, efectiv. Îți delogat. Și nu-mi dă voie să intru. Și mă loghez trept de pe alt cont, scriu acolo Hugo the Empire și nu găsești Hugo the Empire. Gen, cum nu găsești Hugo the Empire? Și în loc de Hugo the Empire, îmi arată Chris Wood, sau cum se numea canalul meu. Chris, bătrâna aia care e... O am încă pe banner, trebuie să mi-l schimb și pe ăla. Am simțit cum mi se moaie genunchii. Mi-am dat seama de la ce e automat, că e de la linkul ăla pe care l-am apăsat. Și o perioadă foarte lungă am încercat să recuperez, însă nu știam cea mai bună modalitate de a face chestia asta. Până când unul din voi mi l-a sugerat pe Ciprian Roșpa, așa că i-am scris și mi-a zis exact ce trebuie să fac și... În decurs de două zile de când mi-a scris el, după ce i-am scris eu, mi-am recuperat canalul apoi. Deci mi-l-am recuperat foarte, foarte repede, fără de el și fără ajutorul lui Cezar, de asemenea lui domnul Nathan, tot nu mi-l recuperam pentru că aveam nevoie și de ajutorul lui ca să nu-l pot recupera. Însă cam asta este situația, deci până la urmă l-a recuperat. Concluzia acestei povești, vă rog frumos, nu apăsați pe link-uri necunoscute și pe care le vedeți trendul pe internet, pentru că cred că asta e una din cele mai mici chestii care se poate întâmpla, mai ales că imaginați-vă că l-am pierdut eu cu 150.000 de abonați, aproape cu 50. Dar dacă și-l pierde unul câteva milioane, gen. Și plus că măcar la YouTube poți să recuperezi contul, dacă chestia asta se întâmplă la Insta, la Insta n-ai absolut nicio șansă să recuperezi. Despre asta am vrut eu să vă vorbesc în vlogul de astăzi. Din nou, nu apăsați pe link-uri, nu accesați chestii care nu vi se par familiare și care nu au fost trimise de o persoană apropiată, un prieten, etc. Atât. Pregătiți-vă pentru că eu revin cu vlogurile zilnice, nu zilnice, ba, o să am școală, vă rog frumos, nu zilnice, însă o să postez din ce în ce mai des. Așa că vă mulțumesc, eu am fost Hugo, nu uitați să apăsați pe butonul de like și apăsați pe butonul de subscribe, pentru că după ce mi l-am pierdut, am pierdut de fapt în jur de 1000 de abonați, pentru că oamenii vedeau că s-a schimbat canalul și odată am subscribe. Însă, nu-i bai, revenim, o să ne ridicăm înapoi, așa că apăsați pe butonul ăla de subscribe dacă nu ești încă abonat. Eu am fost Hugo, iar noi ne vedem data viitoare. Peace!